Sunt Regina, de la spectacolul de foc Regatul. Fac parte din compania Famous Art, o companie din Cluj-Napoca, de animație stradală, teatru și entertainment. Încercăm să oferim poveste în viața de zi cu zi. Iată că am ajuns la cea de-a treia ediție a Festivalului Internațional de Teatru Miturile Cetății. Avem prezente în festival spectacole din toate colțurile țării, din Franța, Italia, Israel și Ungaria. Pot spune că programul de anul acesta este extrem de viu și dinamic, de variat. Ei, să dau cu coțe dunchiatră, ei, să dau cu coțe dunchiatră, dorule. Ei, din piatră să iasă vorbă-i construit un spectacol transistoric. Numai povestea are legătură cu Grecia antică și dacă stăm să ne gândim că este o capodoperă universală, că a traversat 2000 de ani acest text, peste 2000 de ani, atunci este și un spectacol contemporan până la urmă. Aceste spectacole de stradă sunt precum ceremoniile religioase din Evul Mediu și cred că trebuie foarte des să comuniem în aceste spectacole în piețele publice și nu numai să ne întâlnim pentru a face un protest sau pur și simplu pentru a comenta într-un mod parsiv ceea ce se întâmplă în realitate. Arta este o provocare și nu este neapărat o provocare politică, este o provocare de întoarcere la valorile pe care uneori le pierdem. În primul rând, valorile umane legate de dragoste, de iubire, patriotismul, de ce nu. Și Antigona îmi dă mie prilej să mă întorc în timp și să mă gândesc la o civilizație, poate chiar de tip rural, pe care noi am avut-o și pe care am pierdut-o încet, încet, prin cadrul istoriei. Ați întârziat și ne vorbim.
spectacolul Scripcarul pe acoperiș este perla coroanei a tuturor producțiilor pe care Teatrul Regina Maria le-a avut în decurs de 7 ani, 7 stagiuni. Iar un lucru extraordinar pe care a reușit să-l facă acest spectacol în Oradea, a creat turismul cultural. Vin foarte mulți spectatori din județele limitrofe și din alte orașe să vadă spectacolele noastre și mai ales spectacolul nostru. Participăm la festivalul ăsta, cred că de vreo... Ăsta e al treilea an consecutiv în care am venit. Primele două spectacole le-am jucat pe scenă mobilă, în Piața Ovidiu. A fost foarte bine, adică suntem obișnuiți cu chestiile astea. În Teatrul Regina Maria avem foarte multe piese muzicale, musical-uri, de fapt, ce să mai... Și suntem obișnuiți să le jucăm, adică le jucăm la fel de bine pe scena teatrului în interior sau pe scenă mobilă, nu avem niciun fel de problemă. Și în general ne-am simțit foarte bine. Nous sommes une compagnie lyonnaise, nous venons de France, et nous avons à notre actif à peu près une trentaine de spectacles. Et nous y venons présenter un spectacle que j'ai adapté d'après l'œuvre de Miguel de Cervantes, qui s'appelle « L'homme qui tua Don Quichotte ». Une lecture qu'on voit rarement aujourd'hui, et qui nous laisse supposer que Cervantes a voulu absolument tuer son héros. Oh, si elle abandonnait quelques des gens morts, c'est certainement qu'elle n'en avait pas sous la main. Ah bah oui, ça, monsieur, certainement. Et dis-moi, quand tu t'es approché d'elle, n'as-tu pas respiré, hein? Tu te trompes, Saint-Jean. Tu es dans le lit. Tu as confondu avec un truc. Sopranele de Alan Warner este, de fapt, o dramatizare realizată de Lee Hall, de dramaturgul Lee Hall, un dramaturg contemporan și a cărui dramatizare acest Our Ladies of Perpetual Succor, Fecioarele noastre cramnic ajutătoare, cum le-am tradus noi, a luat premiul Laurent Olivier anul trecut pentru cea mai bună comedie. Mi s-a părut foarte potrivit teatrului Excelsior, un teatru pentru adolescenți, pentru că pune o problematică ce li se potrivește tinerilor de astăzi, adolescenților. Credeți-vă, mine ai făcut de vizor aici să urci în aceeași mărță cu oșa de la picioare, peste care dau cu glos. Onoarea să joc chiar pe Cunilebel în urmă cu 40 de ani și acum joc tatăl lor. Fetelor, așa e viața. Acum auziți că se aranjează microfonul. Nu poți să uiți, nu știu ce, care alte popoare, dar
România, deși de că ești născută în România, poate să iese din vârsta, poate să iese din tine tot ce... România nu iese din tine, rămâne. A poporului român, zâne bune, erau cele care protejau holdele, iar în acea zi, în ziua de sânziene, fetele obișnuiau să meargă pe câmp, să culeagă flori galbene sau albe, flori care poartă chiar acest nume. Puteri care uneori mă înspăimântă. Rugăciunea mea e o mărturisire că nu știu. De ceafă, știi, și se încleștează de spinarea mea. Ce să fac? Iau mână, o duc acolo la spinare, îl apuc de păr, să-l trag dracu de acolo, bă, să mă uit la el, să văd ce e. Ce era? Crede, bă, băiatule, un ghirlan, uite așa, nu știu. Vrei să uita ăla cu niște voi beliți la mine și făcea... Făceam, băi! Dar prost ești, băi! Băi, eu n-am zis că plutonerul e deștept ca regele Solomon, băi. Eu zic că el a dat-o pe asta cu proastă grup și potrivește perfect la lumea asta noastră, unde e plin de proști. Bă, băiatule, o ții pe asta, ca aia, mață cu prostie. Și nu, bă, treaba mea dacă îți place, dar n-ai dreptate. N-am dreptate. Ai dreptate chiar așa, nu mai sunt oameni deștepți foc pe lume. Diana,
Am avut chiar niște spectacole împreună pe la București, pe la Green Hours. Am fost pe la Petrila și acă în 2017 primesc un telefon de la Adamilea și îmi propune această colaborare într-o piesă de muzical făcută în nota lui Jaroslav Hašek, Aventurile soldatului Schweik, și spune Schweik în concert. Măi patron, măi patron, vezi că iar ai fost chemat, domnul Solo pătăneț, am rapat eu de picat, am văzut că l-ai mâncat, am văzut că l-ai mâncat. N-am vrut să-l mănânc, dar m-am temut că ești stricat. Nu minți, nu minți, știi că ești plământ mereu. Tu baron că vezi mâncare, nu mai crezi în Dumnezeu. Ai intrat într-un rahat cu Mateu de picat, de ce l-ai desfachetat? Măi balon, măi frumos, să mănânci genuia tău. Du-te la lopățenec și spune că-ți pare rău. Nu vreau să mă duc, fiindcă te poate frică. Tocmai m-a certat, că-i duc mâncarea nu mai mică. Vai, vai, o să mă omoare. Dar ce să fac dacă am stomacul mare? Oricât te-am mâncat, nu m-a săturat. Îmi purta închiore, ei te poate nimic, nu i-am dat. Teatrul din Galați m-a invitat să fac un spectacol și să propun ca parte din proiect un text pe care cred că aș vrea să-l fac acolo, pe de-o parte, și care în același timp să se potrivească repertoriului publicului Teatrului din Galați. Și atunci am găsit acest autor care se numește Anthony Nielsen, face parte dintr-o mișcare foarte importantă a dramaturgiei contemporane, de fapt, o mișcare care se numește In Your Face Theater. O mișcare care a adus un alt fel de teatru pe scenă, un teatru mult mai visceral, mai agresiv. În fine, și m-am oprit la acest Anthony Nielsen și am avut surpriza că între textele lui există acest text de inspirație victoriană și include trei povești foarte frumoase din punctul meu de vedere, și duioase, și grotești, despre singurătate. Rangivia, explicat lui Edgar, cum intră butiul în contact cu scalpul, cum și-l zice vârful adânc, recubind o mică bucățică rotundă de os, cum această mică bucățică rotundă de os care apoi, lăsând o gaură prin care se poate vedea creierul pulsind. Carmen Silva era pseudonimul literar al reginei Elisabeta. Ea a avut aici un cuib unde se întâlnea cu artiști, cu poeți, pe care îi încuraja și îi susținea. Dorința noastră cea mai mare este să avem un teatru național la Constanța care să se numească Carmen Silva. Pentru că Dobrogea este singura regiune istorică lipsită de un teatru național. Tema aceasta fundamentală a păcatului
originar, a celui care care în spate vina omenirii. Și ați văzut că apar temele astea în spectacol, după care, în două săptămâni, după două luni de muncă, care aparent nu ducea nicăieri, s-a făcut lumină ca după curcubeu. Și a ieșit acest spectacol absolut extraordinar.